Salutare, maniacii! Hai să facem o perechere asta, care putea fi făcută mai de mult, să nu zic trebuia să o fac mai de mult, toate la timpul lor. Până la urmă, în acest moment este doar o supoziție și o încercare. Femeluța argintie din Spania, de la Andres, care i-am zis valenciană, atâta timp. Ea este o metisă de valenciană. O punem cu leon. Amândouă păsările năpârlesc, sunt în plină năpârlire, dar nu-mi permite spațiu și ocuparea spațiului de către ceilalți porumbei ca să-i țin separați până la finalul năpârlirii. Va fi un mic efort din partea femelei să ouă. Zic mic efort pentru că păsările pe box au tot ce le trebuie, inclusiv liniște, fiind doar ei doi. N-au de ce să se streseze. Mâncărică bună, sac, grit, suplimentare cu calciu la femelă. Ei, i-am luat mascula cu 2 zile și pe el am luat de asemenea ieri de la femela lui. No. Unde vrei să mergi, mă? După ea? Stai acolo. Uba. Stai acolo. Sau nu stai acolo? Oare dăm pe ea jos cumva? Hai jos, fetiță. Uite că te așteaptă băiatul aici. Atât s-a putut. Am prins-o cam urât. Nu prea vrea ea. Este destul de drăguță. Ea este încăpățânată. Nu e chiar o panaramă. Dar cred că e și puțin stresat. Inclusiv de avansurile. Individului ăsta care este foarte, foarte insistent. Bun, hai că îi mai băgăm și mâine o tură împreună și în funcție de cum decurg clip, lucrurile, facem o lipeală de clipuri, da? Dacă nu s-a potrivit astăzi, nicio problemă, s-o potrivi mâine. O să facem clipuri separate? Hai să-i dăm drumul, vă salutăm, moșu.
de la Giroc din capitala raptorilor.